Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 14. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jerfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu și-a cinste aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale, pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l zbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlavei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin toate lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintea adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prung. Dar hrana tare este pentru oameni mari. Pentru aceea căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Amin. Tată, Mulțumim pentru această ocazie de a fi în prezența Ta, de a fi la închinare și de a asculta cuvântul Tău. Mulțumim că avem un mare preot pe Domnul nostru Isus Hristos și pe El vrem să-L slujim, pe El vrem să-L iubim și am vrea, Doamne, ca numele Lui să fie înălțat în continuare și prin mesajul care va fi vestit. De aceea vorbește-ne prin Duhul Tău fiecăruia și lasă ca prezența și puterea Duhului Tău să fie la lucru în această adunare. În numele Domnului Isus Hristos. Amin vă rog să luați loc. Unul dintre reproșurile care le se aduc pocăiților, așa, numitor, așa numiților sectanți, din partea unor persoane atașate confesiunilor religioase mai mari din România, este următorul reproș. Voi nu aveți preot. Voi nu aveți preot. Într-o formă mai particularizată, acest reproș sună cam așa. Pe voi vă îngroapă fără preot, ca pe niște câini. Nu știu dacă ați auzit asemenea reproșuri. Ei bine, o problemă de genul acesta se punea și în secolul I. Atunci când mulțim de evrei au trecut la creștinism, sub dogoarea persecuțiilor, coroborată cu vocea unor evrei fundamentaliști, creștinilor abia apărut pe scena istoriei, li se punea întrebarea, unde este preotul vostru? Voi nu aveți preot. Cine și cum mediază relația voastră cu Dumnezeu? Dar lucrurile nu stau deloc așa, frați și surori, pentru că cei credincioși au preot. Și ce mai preot? Cei credincioși l-au preot pe Domnul Isus Hristos, om și Dumnezeu adevărat. Capitolul 4, cel la care am privit data trecută, se încheie cu o discuție despre preoția a Domnului Isus Hristos și aceasta este una dintre temele centrale ale epistolei către evrei. Capitolul 5, și mai departe, prezintă mai multe grupaje de texte care abordează exact această problemă, a faptului că Domnul Isus Hristos este mare preot. În special, primul grupaj este capitolul 5 la 7, unde este o discuție despre marele preot, iar în mijloc capitolul 6 prezintă un avertisment foarte serios cu privire la pericolul apostaziei sau al căderii din credință. Cu alte cuvinte, în inima discuției despre marele preot de la capitolul 5 la 7 se află capitolul 6, unde găsim acest avertisment foarte serios, la care vom privi cu ajutorul lui Dumnezeu în mesajul de data viitoare. Dar textul citit, capitolul 5, ne arată că Isus Hristos este marele preot aprobat de Dumnezeu. Ne arată că El se califică din toate punctele de vedere pentru această slujbă. Și aceasta este mes -ă, esența mesajului de astăzi. Să știi că ai un preot. Să știi că cel care mijlocește pentru tine și intervine înaintea lui Dumnezeu are toate calificările necesare și este pe deplin aprobat de Dumnezeu. Așadar, subiectul mesajului de astăzi este: Isus, preotul aprobat de Dumnezeu. Preotul calificat înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, în Vechiul Testament, preoții trebuiau să îndeplinească anumite calificări pentru a fi aprobați înaintea lui Dumnezeu ca preoți în slujba aceasta. Și Isus Hristos îndeplinește în mod perfect toate criteriile cerute și chiar mai mult decât atât pentru a fi un preot după voia Domnului. Și primul lucru pe care aș vrea să-l vedem în textul nostru pe care l-am citit este că Isus Hristos este preot dintre oameni și pentru oameni. Acesta este primul lucru. El îndeplinește toate criteriile, fiind preot dintre oameni și pentru oameni. Autorul epistolei către Evrei îi încurajează pe cei cărora le scrie și pe noi toți astăzi, arătând întâi de toate că Isus Hristos este Fiul Al Omului. El este Fiul Al Omului, înainte de orice altceva. Mijlocitorul nostru nu este o ființă mitică legendară, separată de experiențele și trăirile noastre umane. El, din potrivă, a împărtășit carnea și sângele nostru, a fost pe deplin părtași naturii umane, așa cum avem fiecare dintre noi. Vedeți ce era preotul în Vechiul Testament și care era funcțiunea lui? Era un mijlocitor, era un intermediar între om și Dumnezeu. Și citim despre asta nevrei 5 cu 1, chiar în primul verset. Spune, în adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate. Observați? Preotul trebuia să fie pentru oameni și să acționeze, adică în favoarea lor, aducând daruri și jerfe. Asta era slujba lui. Dar ca să poată să facă lucrurile acestea, era necesar ca el să fie luat de unde? Din mijlocul oamenilor. Asta ne spune primul verset. Dar dacă preoții din Vechiul Testament erau luați dintre oameni, autorul epistolei către evrei vrea să spună și Iisus Hristos se lua tot dintre oameni. Și el a fost tot om. De fapt, el este Fiul Omului, după cum spuneam. El este om desăvârșit. Citim despre acest lucru la începutul versetului 7. Vă rog să vă uitați la versetul 7 care spune: El este acela care în zilele vieții sale pământești. Adică se vorbește despre zilele pământești ale Mântuitorului. Ce înseamnă asta? Că a fost om. A avut și el zile pământești, cum eu am zile pământești și cum dumneavoastră aveți zile pământești. Dar întrebarea este de ce trebuia să fie om? De ce trebuia să fie om? Pentru că Evrei 5.1 ne spune că în Vechiul Testament preoții erau luați dintre oameni nu la întâmplare, ci preoții erau luați dintre oameni pentru a aduce daruri și jerfe. Dar Isus a fost om nu pentru a aduce jerfe, ci pentru a se aduce jerfă. pentru a se aduce jerfă pe sine. El s-a jerfit pe sine și pentru a putea muri pentru a-și îndeplini funcția, trebuia să fie om. Hristos n-a adus jerfe, nu lua un țap, un taur, o oaie sau altceva să aducă jerfe. El trebuia să se aducă pe sine jerfă. El trebuia să moară, dar nu putea să moară dacă nu era om. Trebuia să fie luat din mijlocul oamenilor pentru a muri. Atanasie, unul dintre părinții bisericii primare, explică în lucrarea lui clasică despre mântuire acest lucru și afirmă căci numai el, fiind cuvânt al Tatălui și fiind deasupra tuturor, a fost capabil atât să recreeze totul, cât și să sufere pentru toți, ajungând un ambasador al tuturor înaintea Tatălui. Deci Hristos, marele preot, trebuia să oficieze o jerfă. Și jerfa pe care trebuia să o oficieze era propriul său trup. Și pentru asta trebuia să fie om. Iată de ce a fost luat din mijlocul oamenilor. Cu alte cuvinte, Isus a fost fiul al omului pentru a putea muri. Vedeți? Oricâtă pocăință ar fi fost din partea noastră și oricât regret și oricâtă smerenie, fără moarte, fără vărsare de sânge, nu ar fi fost o împăcare cu Dumnezeu. De aceea era nevoie ca Hristos să fie om și să moară. Puteam noi să plângem veșnicii întregi, să ne curgă lacrimi. Puteam noi să spunem, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău, dar fără vărsare de sânge, nu am fi fost reconciliați cu Dumnezeu, nu am fi fost reconciliați cu ceruri. De aceea o aplicație importantă pentru noi este mulțumește astăzi lui Dumnezeu și încredete în Hristos pentru faptul că fiind om, El a satisfăcut condițiile cerului. A satisfăcut condițiile cerului ca noi să putem fi salvați. Condițiile cerului nu puteau fi falsificate. Dumnezeu nu putea să spună, dar n-are nimic, dacă oamenii regretă și se pocăiesc, îi primesc în cer. Nu, trebuia o moarte, trebuia moartea lui Hristos. Iar Hristos a făcut om pentru a putea fi un mijlocitor adevărat, pe bune, un mijlocitor real, pentru a avea credibilitate în mijlocirea lui, vărsându-și sângele pentru păcatele noastre. Apoi, pe lângă faptul că El a fost Fiul al omului, descoperim mai departe că El este plin de compasiune. El este plin de compasiune. Vedeți, pentru a-și îndeplini slujirea în Vechiul Testament, evreii trebuiau să aibă milă de popor, să fie plin de compasiune. Cum să aduci jerfe pentru popor dacă nu-ți pasă de popor? Cum să-i slujești pe oameni dacă nu-ți pasă de oameni? Și trebuia ca lor să le fie milă. Curios este ceea ce ajută pe preoții din Vechiul Testament să aibă această milă pentru popor. Ce credeți că îi ajută? Textul ne arată că ceea ce îi determină pe preoții din Vechiul Testament să aibă milă pentru popor sunt propriile lor slăbiciuni, propriile lor păcate. Uitați-vă în versetele 2 și 3, spune cuvântul că el poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, preotul din Vechiul Testament, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și slăbiciunea la care se referă este în versetul 3. Și din pricina acestei slăbiciuni trebuie să aducă jerfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Cu alte cuvinte, preoții din Vechiul Testament empatizau cu păcătoșii, fiindcă și ei erau păcătoși. Simțeau cu cei cărora trebuia să le aducă jerfe, pentru care trebuia să aducă jerfe, fiindcă și ei trebuiau să aducă jerfe pentru ei înșiși. Dacă vreți o ilustrație, este ca în Parlamentul României. Atunci când colegii de breaslă votează împotriva ridicării imunității unui parlamentar, le este milă de hoți? fiindcă cei mai mulți dintre ei sunt și ei pe acolo, un fel de hoți. Despre asta este vorba. Marele preot în Vechiul Testament avea milă de popor, fiindcă și el era la fel ca poporul, și el era păcătos. Dar cum putea Isus Hristos să fie plin de compasiune față de noi, ținând cont de faptul că el nu a avut nici măcar un singur păcat? În gura lui nu s-a găsit vicleșug și el nu a avut păcat. Cum să ne înțeleagă el? Acesta era un reproș iarăși care se aducea. Și autorul epistolei către evrei cu mare măestrie și într-un mod ilustru arată în ce mod Hristos a reușit să se identifice cu noi fără să fie păcătos. A ales altă cale. A ales altă cale. Nu calea păcatului. De fapt, nici nu ar fi putut să facă acest lucru. Nu ar fi putut să păcătuiască el ce a ales calea suferinței. Versetele 7 și 8 explică lucrul acesta și spun așa. El este acela care în zilele vieții sale pământește aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Timpul nu ne permite să explicăm pe larg aceste versete. Dar ideea de aici, spun pe scurt, este că Isus nu s-a rugat să scape de moartea fizică, pentru că el tocmai pentru asta a venit. Ci Isus s-a rugat să fie izbăvit din moarte, din starea de moarte, adică să nu rămână în moarte, ci să învieze. Asta s-a rugat el cu lacrimi fierbinți înaintea Tatălui. De unde știm că pentru asta s-a rugat, fiindcă textul ne spune că l-a și -a ascultat. Fiindcă dacă l-ar fi ascultat, însemna că și se referea la moartea fizică, însemna că Hristos nu trebuia, n-ar mai fi murit fizic. Dar noi știm că l-a ascultat, fiindcă a înviat a treia zi dintre cei morți. Și de ce l-a ascultat Tatăl? Vedeți mai departe, pentru că Iisus la rândul său a ascultat întotdeauna de Tatăl. Dar atenție aici, însă niciodată nu a avut ocazia să asculte de Tatăl în mijlocul suferințelor. El a ascultat din veșnicie și întotdeauna ascultă de Tatăl. Dar niciodată Iisus n-a avut ocazia să asculte de Tatăl în mijlocul suferințelor. După întrupare a fost însă posibil și acest lucru. În sensul acesta a fost făcut de săvârșit. După cum citim în versetul 9, înseamnă că El a fost făcut de săvârșit sau a devenit perfect din acest punct de vedere. Nu este vorba aici despre o desăvârșire morală. Hristos nu trebuia să fie făcut de săvârșit în sensul că așa cum noi vrem să fim de săvârșit, să ne îmbunătățim din punct de vedere moral, el era perfect. A fost făcut de săvârșit, se referă la o completare a ceva ce îi lipsea lui Hristos. Și anume la faptul că el întotdeauna a fost ascultător de Tatăl, dar niciodată în mijlocul suferințelor. Și atunci când s-a întrupat și un trup de om, a fost capabil să sufere ca om și a demonstrat că și acolo, sub noianul suferințelor, el a rămas ascultător de tatăl și în sensul acesta a fost făcut desăvârșit, adică i s-a completat până și acest lucru. Iată logica autorului, cum Hristos are compasiune față de noi. Preoții din Vechiul Testament aveau milă bazați pe faptul că erau păcătoși și ei, dar marele preot Iisus Hristos are milă față de noi, fiindcă a experimentat suferințele cauzate de păcat. Vedeți diferența? Repet. Preoții din Vechiul Testament aveau milă când aduceau jertfe, aveau milă de popor din pricina păcatului, că și ei erau păcătoși. Hristos are milă de noi nu din pricina păcatului, fiindcă El nu este păcătos, dar fiindcă a experimentat suferințele cauzate de păcat. Asta este logica. Fiindcă a fost făcut desăvârșit prin suferință, el poate să vină acum în ajutorul celor care are nevoie de mijlocirea lui. Vedeți care este aplicația importantă pentru noi? Uneori spunem când trecem prin încercări, prin suferințe, fie că este o boală fizică, fie că este, sunt lipsuri materiale, fie că sunt probleme relaționale, orice alt tip de suferință, uneori îl întrebăm pe Dumnezeu și spunem Doamne, ești Tu aici cu mine? Știi tu prin ce trec? Știi tu ce sufăr eu? Cu adevărat simți tu suferința mea cât este de mare? când spunea Iovo, dacă s-ar putea aduna toate lacrimile mele. S-ar face un ocean de lacrimi. Cine mă poate înțelege? Și când au venit toți prietenii lui, niciunul nu l-a înțeles. Și toți veneau cu justificări. Și în durerea lui, să întreba, Doamne, tu mă înțelegi? Tu știi prin ce trec? Tu mai ești cu mine? De ce ți-a ascuns fața, Doamne, de mine? De ce stric zi și noapte către tine și mi-adun lacrimile într-un burduf de lacrimi? Și tu nu-mi răspunzi, Doamne. Știi, Tu, Doamne, ce suferi? Și satana de multe ori vrea să ne creadă că Dumnezeu nu simte la fel ca noi ca atunci când suferim. Stă undeva impasibil, ca Dumnezeul din filozofie, ca Zeii filozofiei, nemișcați. Așa era Dumnezeul lui Aristotel. Nemișcatul, mișcătorul nemișcat, așa este numit. El mișcă toate, dar pe el nu-l mișcă nimic. Și unii cred că așa este Dumnezeul nostru, ca Dumnezeul lui Aristotel, pe care nimeni, nimeni nu îl mișcă. Și stă și privește cu sadism și cu sarcasm, cum ne căznim și cum ne chinuim pe acest pământ. O cât de departe este de adevăr lucrul acesta. Vreau să fiți foarte atenți aici. Adevărul este că Hristos. A trăi din plin nu doar suferințele cauzate de păcat, cele prin care treci acum. El a experimentat și suferințele prin care nu vei mai trece niciodată. Glorie Domnului! Înțelegeți ce înseamnă asta? Uneori ne îndoim dacă Domnul simte cu noi când trecem prin necazuri și suferințe. El da, simte și a experimentat suferințele prin care treci chiar acum, dar ascultă-mă. El a experimentat suferințele prin care nu o să mai treci niciodată. Pe toate le-a experimentat. Asta a făcut. Și acesta este motivul pentru care El are compasiune față de noi, nu fiindcă El este păcătos, ci fiindcă El a luat asupra Lui suferințele cauzate de păcat. S-a încărcat cu toate aceste suferințe și cu toată mânia Lui Dumnezeu. Am văzut până acum că Isus este om dintre oameni, El este Fiul omului și este plin de compasiune. Mai este un al treilea lucru pe care aș vrea să-l notăm despre el și anume că el este autor al mântuirii. Este autor al mântuirii. Aceste lucruri decurg foarte natural din ceea ce am spus până acum și dacă vă uitați în versetul nou, o citim. Și după ce a fost făcut de săvârșit, la ce se referă că a fost făcut de săvârșit? Nu că el lipsea ceva din calitățile sale morale, ci a fost făcut de săvârșit în sensul că și-a adăugat și suferințele în contextul ascultării de Tatăl, pe lângă tot ceea ce a ascultat el din totdeauna. După ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul sau autorul unei mântuiri veșnice. Faptul că Isus a făcut om ca să moară, l-a dus în postura în care să fie autorul salvării noastre. Și aici aș vrea să fac doar un scurt comentariu asupra expresiei pentru toți cei ce-l ascultă. Autorul mântuirii spune textul pentru toți cei ce-l ascultă. Expresia nu se referă la faptele noastre de ascultare sau la ascultarea față de lege sau la supunerea față de rigorile legii pentru că dacă ar fi fost așa înseamnă că era mântuire prin fapte mântuire prin ținerea legii ori noi știm că nimeni, nici măcar o singură persoană în afară de Hristos n-a putut să respecte toată legea deci când spune că s-a făcut autorul mântuirii pentru cel ce-l ascultă nu se referă că s-a făcut pentru cei ce reușesc să respecte legea în totalitate este vorba aici despre ascultarea credinței. Este vorba despre ascultare ca roada a credinței. Vă amintiți în capitolul 3 am vorbit despre paralelismul dintre ascultare, credință, neascultare, necredință. Vreau să reamintesc Evrei 3, 18 și 19, unde spune așa. Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-au jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedeți? Nu ascultaseră. Versetul 19 spune, vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Deci, ascultarea credinței este aceea despre care vorbește și Pavel în Roman capitolul 1, versetul 5, când spune, prin care am primit harul și apostalia ca să, ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Este vorba aici, în primul rând, despre o stare a inimii ca ascultare, despre o atitudine ca ascultare, despre un angajament ca ascultare, nu se referă în primul rând la fapte concrete, deși sunt implicate și ele, ele nu sunt excluse, dar e vorba de, de mindset-ul tău, de mentalitatea ta, de starea ta, de abordarea vieții, de optica ta. Ai tu această ascultare față de Domnul ca și cadrul în care te miști, ca perspectiva asupra vieții ca atitudine care îți caracterizează viața și care duce la fapte concrete de ascultare. Ești tu, să zic așa, setat pe modul ascultare? La asta se refere. Ai văzut când îți setezi telefonul pe, pe modul general, îți sună, când îl setezi pe modul vibrat, îți vibrează, când îl pui pe silent, stă pe silent, îl setezi pe un mod și înseamnă că ai starea care îl caracterizează pe el. Și aici când spune că este urzitorul unei mântuiri pentru cei ce ascultă de el, se referă la cei ce sunt pe acest mod, pe această sare, pe acest setting pe care îl primești când ești convertit. Și pe tine nu te mai interesează ce este în jurul tău. Tu ești hotărât să asculți întotdeauna de Domnul. Nu există condiții, nu pui condiții și spui, Doamne, te ascult până când? Te ascult dacă îmi dai, te ascult dacă mi este bine, te ascult dacă sunt sănătos, te ascult dacă și dacă și dacă. Nu spui, te ascult fiindcă pe modul ascultare. Fiindcă am o natură nouă, mai transformat și vreau să te ascult. Și asta îmi doresc să fac. Ei, mântuirea este pentru acești oameni. Iar de unde să știu dacă ești pe modul ascultare? Faptul că faci fapte concrete de ascultare demonstrează că ești pe modul ascultare. De unde știi că ți-ai pus telefonul pe silent? Păi vezi când te sună cineva, dacă doar se aprinde ecranul și nu se aude nimic, înseamnă că e pe silent. Deci fapta concretă că te-a sunat cineva și uh, îți arată pe ce mod este, la fel, ceea ce facem în exterior arată, de fapt, care este starea noastră, dacă suntem cu această atitudine și dispoziție a ascultării sau și a credinței implicit, sau dacă nu suntem. Până acum am văzut, deci, că Isus este mare preot dintre oameni și pentru oameni. Și am explicat ce înseamnă acest lucru. Vreau să facem un pas mai departe și, în al doilea rând, să observăm că Domnul Isus Hristos este preot din Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Da, avem preot, spun creștinii. Avem preot. Și chiar un preot superior oricărui tip de preoție din Vechiul Testament. Spre deosebire de cei din Vechiul Testament, care erau doar oameni dintre oameni, Iisus Hristos are ceva în plus, este și asta, dar are ceva în plus. Pe lângă faptul că este om dintre oameni și pentru oameni, este și din Dumnezeu și pentru Dumnezeu și asta nu aveau în felul acesta preoții din Vechiul Testament. Înainte de orice altceva, aș vrea să observăm că preot din Dumnezeu pentru Dumnezeu înseamnă că este chemat de Dumnezeu. Este chemat de Dumnezeu. Citim versetele 4 și 5, unde spune așa. Nimeni nu și-a -și cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ce o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Va să zică nu poți fi mare preot dacă nu ești chemat de Dumnezeu. Și în Vechiul Testament era o chemare. Iar această chemare a lui Dumnezeu se făcea prin apartenența la familia Aronică. Cine era din familia lui Aron era chemat să fie mare preot. Citim asta în Exodul 28 cu 1, unde spune Apropie de tine pe fratele tău Aron și pe fiii săi și ai dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte, vedeți chemarea? Pune-i deoparte pentru slujba mea ca preoți, pe Aron și pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Așa era chemarea atunci, în Vechiul Testament. Prin hotărârea lui Dumnezeu și prin descendența din Aron, din familia aronică. Dar Isus Hristos a fost și El chemat să fie preot, doar că a fost chemat altfel decât cei din familia lui Aron. A fost chemat într-un mod diferit. Și în versetul 5, Ni se spune că această chemare a lui Isus de a fi mare preot, atenție, se face prin învierea dintre cei morți. Wow! Ce tare! Aron, Nadab, Abihu, Eleazar, Tamar erau chemați doar fiindcă se, se nășteau din familia lui Aron. Dar Isus Hristos a fost chemat să fie mare preot prin faptul că a înviat din morți. Și el a fost chemat, dar altfel. Uitați-vă la versetul 5 ce spune. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur, nu și-a arogat această slavă de a fi mare preot. Ce o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu? Astăzi te-am născut. Vă amintiți când am predicat din capitolul 1, am explicat atunci că expresia tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, face trimitere la înviere, la faptul că Domnul Isus Hristos a înviat dintre cei morți. Dreptul lui Isus de a fi mare preot și de a mijloci pentru noi, și de a fi reprezentantul lui Dumnezeu este câștigat prin înviere. Dar David scrie într-un mod profetic ceva foarte interesant în Psalmul 16, versetele 9 și 10. Iată ce scrie David în acest psalm. De aceea mi se bucură inima, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Și aici atenție, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Se referă la faptul, este un psalm mesianic care se referă la faptul că Isus Hristos este prea iubitul Domnului și Dumnezeu nu va îngădui ca El să vadă putrezirea. Exact același lucru îl preia Petru în fapte capitolul 2 în ziua cinzecimii când predică și face trimiteri la acest psalm și spune O, David încă este în mormânt, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, dar Hristos este viu, Hristos nu este în mormânt, fiindcă Sfântul lui Dumnezeu nu vede putrezirea, fiindcă Tatăl nu a îngăduit ca El să vadă putrezirea. Ceea ce ne arată nouă că învierea lui Isus Hristos dintre cei morți îi asigură lui Hristos dreptul de a fi mare preot, dar ne mai arată ceva în plus, că El este prea iubitul Domnului, că El este din Dumnezeu. Și niciun preot din Vechiul Testament, nu putea să afirme asta despre el. Vedeți de ce este superior? Nu doar că este luat dintre oameni, om dintre oameni, dar Isus este din Dumnezeu și învierea lui dintre cei morți certifică faptul că nu putea să vadă putrezirea, nu putea să rămână în moarte. Dumnezeu l-a înviat a treia zi din morți după scripturi. Și asta ne arată nouă ce mare preot avem. Și ne arată nouă că nu merită să apelăm la un alt preot. Nu apelați fraților la niciun alt preot. Nu mergeți la niciun alt preot. De ce? De ce? Fiindcă alți preoți pot simți cu tine. Da, pot să se identifice cu tine. Dar niciun alt preot din lumea asta nu este prea iubitul și sfântul lui Dumnezeu, așa cum este Isus Hristos. El este dintre oameni și pentru oameni, dar El este și din Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Nu este asta o mare încurajare să știi că apelezi la un mare preot care nu te înțelege doar pe tine, dar îl înțelege și pe Dumnezeu. Care nu este doar ca tine, dar este și ca Dumnezeu. Care nu este doar din tine, dar este și din Dumnezeu. Merită atunci să mai mergi la preoța și ăștia mai mici? Merită atunci să mergi la acel, să nu mergi la el, să nu fii plin de încurajare. Aveți preot? Avem. Și încă ce preot avem noi? Dar pe lângă faptul că el este chemat de Dumnezeu, textul ne mai arată că Isus este fiul de Dumnezeu. Isus este fiul de Dumnezeu. Da, el este fiul lui Dumnezeu așa cum este fiul al omului. Acest lucru este amintit în versetul 8. Dacă vă uitați în versetul 8, spune Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Este foarte, foarte interesant cum l-a inspirat Domnul acest autor. El face tot ce poate pentru a arăta superioritatea preoției lui Hristos și spune nu doar că Isus se califică să fie preot, dar ce preot? Unul care este fiu de Dumnezeu. Mai devreme a spus de viața sa, zilele sale pământești și a spus că este om, dar acum ne spune că este Dumnezeu, fiindcă asta înseamnă, el este fiul de Dumnezeu. Și cu toate astea, iată în ce context spune că este fiul de Dumnezeu. Spune, cu toate că era fiul de Dumnezeu, el a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Repet, cu toate că era fiul de Dumnezeu, a învățat să asculte, s-a deprins, Iisus a deprins să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Auziți ecoul? Nu, nu e ecoul sălii. E ecoul versetelor, îl auziți? Intrați un pic în atmosferă. Autorul le scrie une, unor evrei creștini care treceau prin persecuție din pricina lui Hristos, pentru numele lui Hristos, care erau bazjocoriți și sub focul persecuțiilor, tendința era să se întoarcă, să renunțe la credință, să cadă în apostazie și să se întoarcă sub confortul iudaismului. Și acum autorul le scrie și le spune, auziți, Iisus Hristos, cu toate că era fiu, a învățat să sufere. Mă auziți? Iisus Hristos, cu toate că era fiu, a învățat să sufere. Și dacă Isus a ascultat și a învățat să, să asculte de Tatăl, chiar și în suferințe, deși era fiul, cum ați putea voi să faceți altfel, voi, niște simpli oameni? Oare nu se cuvine să ascultați și voi dacă El a găsit de cuvință să asculte El fiul lui Dumnezeu? Aplicația pentru noi este foarte clară. Dacă Isus a ascultat de Tatăl, deși era fiul de Dumnezeu, cu atât. Mai mult se cuvine ca și noi să avem aceeași atitudine de supunere și de ascultare, ceea ce vă spuneam mai devreme. Nu este de-a dreptul șocant când vezi astăzi că există oameni care nu-L ascultă pe Tatăl? Și mai ales că sunt unii creștini care vin la biserică, ani de zile, zeci de ani de zile, până la bătrânețe, și nu-L ascultă pe Tatăl și nu se supun Tatălui și spun voia mea, Doamne, nu voia Ta! Eu vreau să fac voia mea. Și Hristos, vine Hristos, Fiul de Dumnezeu, cu toate, și cu toate că era fiu. Și textul nu spune că asculți așa bătând din palme, spune că s-a deprins să asculte chiar și în suferință. Și a, a, rămas fidel și a rămas statornic în fiecare suferință. Și acum îl pui pe Hristos alături de un răzvrătit al lumea acestea sau alături de un pocăit răzvrătit care nu vrea să asculte de Dumnezeu. Și când îl pui alături de el, cum arată imaginea aceasta? Cum arată tabloul acesta? Hristos ascultă! Noi să ne ascultăm? Nu este aceasta o batjocorire a lui Hristos? Să se creadă cineva superior însuși titlului de fiu de Dumnezeu și să nu-L asculte? De aceea pentru noi nu există altă opțiune decât să ascultăm pe de Dumnezeu pentru gloria Lui, decât să ne supunem Lui cu tot ce suntem noi, așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Amin. În sfârșit, ultimul aspect la care aș vrea să privim scurt este că Isus este preot după rânduiala lui Melchisedec. Este preot după rânduiala lui Melchisedec. De două ori ne se amintește acest lucru în versetul 6 și în versetul 10. Citesc mai întâi versetul 6, spune Și cum zice iarăși într-alt loc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Apoi, versetul 10. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Ce înseamnă acest lucru? De la versetul 11 la versetul 14, Autorul afirmă că această învățătură este mai greu de înțeles, că este dificilă și că nu poate fi pricepută de cei care se hrănesc cu lapte. Prin urmare, nu o voi dezvolta nici eu această învățătură, fiindcă ne trebuie mai mult timp la dispoziție vom reveni la expresia preot după rânduiala lui Melchisedec atunci când vom ajunge la capitolul 7. Veți vedea că acolo sunt mult mai multe detalii legate de această expresie și atunci vom studia mai în amănunt la ce se referă că Isus este preot după rânduiala lui Melchisedec. Un singur lucru vreau să spun acum, așa, anticipativ. Faptul că este preot după rânduiala lui Melchisedec înseamnă că Iisus acționează ca mare preot și în favoarea lui Dumnezeu. Nu în vederea mijlocirii, ci în vederea restaurării de pline a împărăției lui Dumnezeu. Iisus este preotul rege care restaurează împărăția lui Dumnezeu. Doar anticipez acum acest lucru și îl voi dezvolta mai târziu. Vedeți, noi când spunem că Isus este mare preot mijlocitor, la ce ne gândim? La noi, în primul rând, nu? Ce bine că e pentru mine! Ce bine că e preotul meu! Și așa este, slăvit să fie Domnul! Chiar este pentru noi! Și asta am spus prima dată, că este dintre oameni și pentru oameni. Dar faptul că este după rânduiala lui Melchisedec ne arată că există ceva mai mult decât atât. El este și pentru Dumnezeu. Asta înseamnă că este preotul rege. Preotul care va face ca prin lucrarea lui, să instaureze și să reinstaureze pe deplin domnia Tatălui. Aplicația este următoarea. Da, avem un mare preot al nostru, Iisus acționează pentru noi, spre binele nostru, dar să nu uităm că în ultimă instanță El acționează și pentru gloria Tatălui ca mare preot. De fapt, Până la urmă, tot ce face Iisus face pentru gloria Tatălui, pentru a reinstaura pe deplin împărăția lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne învețe și pe noi, frați și surori. Da, și noi facem multe lucruri și sunt bune, predicăm, cântăm, dăm dărnicie, facem fapte de milostenie, ne înfrânăm de la păcate, și noi facem multe lucruri, dar să nu uităm, să învățăm de la marele preot, că în ultimă instanță tot ce facem, trebuie să facem pentru gloria lui Dumnezeu și căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu în toate aceste lucruri. Dacă vă întreabă cineva, voi pocăiții, aveți preot? Aveți preot calificat? Să spuneți sigur, avem un mare preot. Avem un preot aprobat de plin de Dumnezeu. Avem un preot super calificat. De ce? Pentru că El este dintre oameni și pentru oameni. Dar este și din Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Amin.